Bun găsit, o nouă ediție a emisiunii de ale Buzeanului. Vorbim în continuare despre politică, despre bătălia pentru Casa Albă, pentru că, deși a fost stabilit ceva la nivel central, în continuare există frământări pe scena politică buzeană. Vorbim despre cei care se învârt în jurul acestei idei de a nominaliza, de a avea oameni în vârful prefecturii. După ce guvernul a decis să schimbe niște lucruri destul de importante în cadrul prefecturilor de la nivel național, în sensul că, până la urmă, haideți să scăpăm de această ipocrizie a prefectului și subprefectului apolitic, apolitici, și să ne asumăm pe față, cu culoarea de rigoare, culoarea politică de rigoare, un om la vârful prefecturii. O ordonanță de urgență care va intra în vigoare în aproape o lună. Până atunci nu e liniște deloc. Nu a fost liniște nici înainte să se stabilească ceva oficial la nivel central. Despre aceste lucruri, dar și despre multe chestiuni din culise, vom vorbi cu unul dintre cei care au fost pe lista aceasta, mulți au fost pe lista aceasta de favoriți, dar un anunț venit luni a arătat că Plusul va avea prefect, iar PNL va avea funcțiile de subprefect, cele două funcții de subprefect. Iar domnul Gheorghe Vlase, căci despre dânsul este vorba, care a revenit la Campus TV, era în cărți. Nu, domnul Vlase, bună seara, bine ați revenit. Bună seara, bine v-am regăsit. Erați acolo, în cărți, la masă, nu? Da. Ce erați? Juvetele? Popa? Da, nu. Eram... Decarul? Eram șeptarul, reprezentat din partea... Asul? Nu. USR. Deci m-am înscris pe acea listă, că USR-ul, ați văzut, a avut un mod de a... de a înscrie candidații și pentru cei care erau în afara partidului. Deci acum confirmați oficial aici la Campus TV că ați devenit membru USR? Nu, încă nu. Dar deci nu aveți carne de parte la USR? Nu, USR-ul avea, sunt aproape de USR, deci e clară situația. USR-ul avea și această, în USR exista această posibilitate să se înscrie și cei care sunt în afara partidului, care sunt specialiști, care au experiență, care știu ce... Și bineînțeles că cineva din interior mi-a sugerat această chestiune, spunându-mi că sunt un om cu experiență. M-am înscris acolo și eram aproape, cred că eram singurul pe listă înscris acolo, în interiorul USR-ului. Se pare că mai era cineva, nu știu sigur, dar cert este că se așteptau să vină postul pe USR Plus și iată că de la București au spus, domnule, nu USR-ul, Plusul. Deși mi se pare o mare nedreptate pentru faptul că Plusul nu prea a făcut mare lucru în acest județ. Nici nu prea s-a deplasat legile locale și legile parlamentare. Au muncit foarte mult cei de la USR, din câte știu eu. Într-o poziție subiectivă, domnul Vlase, și din poziția în care ziceți că nu sunteți membru asumat al USR. Adică vă permiteți deocamdată să atacați deja partenerii partenerii de alianță sunt cei de la Plus, nu? Adică da. USR Plus... Plus. Deci da. USR plus plus. Da. Adică, da. Egal love. Mă rog. Da. Nu prea love, dar... Da. Bun. Și ce s-a întâmplat? Adică... Păi, iată, în ultimele zile a apărut această știre că a fost trimis cu adresă de la București. De către... de adrese. Ce să mai... Gata. Către Plus Buzău. Sau... Probabil că membrii și conducerea USR-ului a rămas puțin dezamăgită pentru că ei sunt cei mai mulți, ei au deputat, ei au consilieri, ei au cele mai multe organizații. Așa, și din acest motiv au avut un sentiment de frustrare pentru faptul că s-a întâmplat acest lucru. Dar, fiind un ordin de la centru, ce să mai zici altceva? Da. Bun, domnul Vlase, dar până să vină această veste la începutul săptămânii, cum ați ajuns să fiți în cărți, repet, pentru o funcție foarte importantă? Nu știu dacă a avut importanță ce vă spun eu acum sau a avut o legătură cu ceea ce am făcut înaintea acestei participări.
Dar după ce Ramona Ioana Brunsil a plecat la Partidul Puterii Umaniste înainte de alegeri, Partidul Restart România a rămas fără președinte și doar cu un prim vicepreședinte, la fiind eu. Și a trebuit să preiau conducerea acestui partid. Le-am spus colegilor mei că eu nu pot să merg în calitate de președinte mai departe pentru că nu-mi permit și nu vreau. Dacă doriți să vă alegeți un președinte sau să aduceți un președinte, eu stau interimar președinte așa, până aduceți un președinte și după aceea trebuie să-l alegeți la acel președinte care îl doriți. Ei au spus, nu mai vrem nici noi, vrem să plecăm în altă parte. Cu toate organizațiile. Da. Aproximativ 25 de organizații. Păi atunci alegeți unde vreți să plecați. Aproape toți au spus la USR. Deci să înțeleg că restartul e... Restartul este în USR. Nu mai e deloc. Nu mai. A fost absorbit. Da. Bun. În urma acestei așa absorții, să nu zic fuziuni când a fost, la Buzău s-a întâmplat același lucru. Eu am fost ultimul care a trebuit să fac acest pas pentru că a trebuit să rămân ca să pot introduce aceste organizații, să le fac legătura cu președinții de organizații, așa cum s-a hotărât. Și acum, în ultima perioadă, bănuiesc că va trebui să fiu și eu înscris în interiorul partidului. Bun, dar numai dumneavoastră ați fi fost propunerea USR-ului? Nu, mai era cineva. Eu nu știu elemente din interiorul partidului prea multe. Adică ați fost ofertat sau cum? Poftiți? Ați fost ofertat de USR? Și așa, și ofertat de USR, și faptul că am făcut această mișcare politică, probabil s-au gândit că am adus în compoziția partidului niște oameni destul de buni, serioși, oameni de afaceri, pe tiparul USR-ului, pentru că noi în Restart eram cam același tipar ca și USR-ul, adică oameni fără probleme cu legea, cu justiția, oameni fără probleme de integritate și așa mai departe, cu niște condiții foarte clare. Semănând oarecum cu acest partid, toți colegii au hotărât să mergem acolo. Bun. Revenind acum la negocierile de la nivel central, domnul Vlase, acum s-a anunțat, ăsta este rezultatul, mie mi-a dat impresia de un țintar din ăsta să joace... Lucică, cum îi zice la de stă pe perete ținta și arunci cu săgeată? Da. Așa, darts, aveam un lapsus. Darts, așa mi s-a părut că au jucat aia de la București, adică au luat săgețile și au început așa, cine e? Unde? Ia să vedem. Buzău, deci ăla acolo e al tău, plus. Hopa! Ce-a durat atât de mult, domnul Vlase? Asta dincolo de orice actualitate politică de la nivelul buzoian. Eu consider că USR-ul a fost dezavantajat și nu au făcut altceva decât să salte plusul pentru că ei nu aveau nimic la nivelul județean. Am înțeles, asta e o analiză pe baza rezultatelor. Eu vă întreb ce a durat atât de mult. De ce a durat atât de mult? Pentru că alegerile au fost când au fost? Da. Pentru că toți trei sau patru membri ai componenții ai Guvernului României nu s-au întâlnit. Patru, cât sunt? Patru. Nu s-au întâlnit, n-au reușit să întâlnească pe această temă. Au fost foarte ocupați cu secretarul de stat, cu secretarul de stat, cu guvernarea, cu bugetul. Și n-au avut timp. Și așa mai departe. Probabil că n-au avut timp. Da. Săraci, domnul Vlase. Da. E greu, e greu. E greu, nu? E greu. Și e pandemie. Domnul Vlase, hai să spunem lucrul pe mine. N-au reușit să dea la timp ordonanța vieții, că asta... Ordonanța i-a potignit. Ordonanța este... Fără ordonanța vieții, domnul Vlase, nu ar fi început frământările astea atât de mari așa. Ordonanța, ca să fie pe față. Ordonanța cu privire la modificarea legii prefectului a fost ok, pentru că era o ipocrizie înainte. Da, domnule, am zis-o și eu. Cum adică numim un prefect care nu este nici al ăla niciodată, este al nostru, dar de fapt în spate nu se poate. Da, corect. E corect. Am înțeles, domnul Vlase, deci politic este corect. Acum e pe față, adică n-are rost să... Nu e așa? Dacă e reprezentatul guvernului, cum să fie în altă... Prefectul de plus. Eu sunt subprefectul de la PNL. Gata! Corect. Nu mai... Să-și asume răspunderea, domnul balet, Mihai Bunăziua. Mi-asum răspunderea pentru partidul ăsta. Bun, dar domnul Vlase, încă o dată, la Buzău, de exemplu, spuneți-mi și mie, câți înalți funcționari publici ar fi avut la îndemână liderii partidelor angrenate în această negociere, da? Indiferent de rezultat. Să aibă prefect,
și doi subprefecți. Da, nu prea sunt, aveți dreptate, tocmai de aia să vedeți, așa e în toată țara. Așa e în toată țara. Și sau așa, au așteptat avizul de la Ministerul Justiției cu ordonanța asta. A venit avizul, negativ. Mergem mai departe. Da. Nu? Eu spun că am dreptat o lege care era strâmbă. Dumnezeu, una e una alta. Domnul Vlase, înțelegeți? Deci am spus-o și nu că acum că s-a dat. O spun de foarte multe ori. Am avut prefecți care, întrebându-i în conferințe de presă niște lucruri care sunt conexe cu politica și s-au dar noi suntem apolitici. E, pe bune, dar nici cum ai ajuns aici? Nici vorba. Cum ai ajuns aici? Ipocrizie curată, domnule. Bun, deci asta e clar, dar eu vorbesc acum o discuție de detaliu, domnul Vlase. Da. Da? Deci nu exista resursă umană cu această calitate de înalt funcționar public ca să-și impună cu adevărat în toată țara prefecți și suprefecți. Bun, s-a dat ordonanța, s-au întâlnit la o cafea, la un șpriț și au zis, domnule, hai așa, bun, la Buzău a ieșit așa, cum spuneam, plusul funcția de prefect și funcțiile, cele două funcții de subprefect în ograda PNL. Spuneți-mi și mie, domnul Vlase, n-ar fi trebuit deja să știm din partea acestor partide cine sunt, adică oficial? Adică să vină, gata, domnule, ne-am lămurit, ei nu au nici până acum... Există o selecție în interiorul partidelor pe care USR Plus o au foarte bine aranjată. Adică această selecție trebuie făcută în interior și după aceea propus omul la centru. Este un fel de concurs. Dom'le, care sunt CV-urile cele mai bune? Care sunt cei mai... cu mai multă experiență? De ce râdeți? Mă scuzați, eu vă spun să face. Vă scuzați, da. Acum... Hai, nu, cum trebuie să facă, adică... Deci, da, va fi cu depunere de candidaturi, vor fi un fel de alegeri interne, iar cel care va fi susținut cel mai mult de organizație... va fi prefect sau subprefect, mă rog, în funcție de funcție, nu? Da, să știți, da? Că la ei se respectă, deci, cutuma asta. Da, deci chiar... Serios? Se respectă și uitați, mulți dintre ei care nu aveau experiență necesară nu s-au băgat, că puteau să înscrie foarte mulți, nu unul sau doi, 10, da. Nu e o problemă asta. Dar neavând experiență necesară, i-au lăsat să înscrie pe colegilor care ar dovedi un anumit profesionalism din punctul ăsta de vedere. Deși administrația publică locală nu este la îndemâna oricui și nu o face oricine. Pentru că dacă n-ai experiență în administrație, risc să spui ce a spus domnul Moraru ieri, că el este stăpânul inelelor. Stați, până ajungem la domnul Moraru. Iar atacați domnii partenerii. Nu, n-am atacat pe nimeni. Ce faceți, domnule? V-ați infiltrat acolo ca să le stricați mai mult decât le-au stricat apele? Nu. Avem voie să... Până la domnul Moraru și o să avem și un material de la conferința de presă de ieri. Eu v-aș mai întreba ceva. Spuneți-mi și mie, de ce... în negocierea asta nu s-a pus problema alianței USR Plus și s-a pus problema separată. Adică la Buzău alianța USR Plus are nominalizarea pentru prefect. Iar alianța, ca în orice alianță, nu ziceați dumneavoastră, că niște alegeri interne, ei respectă, ei fac o, e o chestie, e o democratică, e un partid nou, alianță. E ceva de vis, adică, nu? Utopic. Bun. Și... veneau și alegeau ei acolo în alianță, uite, domne, Ece Omo, din Joben sau nu știu, îl scoteau într-un fel. De ce au fost lucrurile separate? Vă referiți la ca partide? Da, pentru... deci încă o dată, de ce au venit direct pe Plus? Pentru că la negocierile de la București, da, s-au negociat odată pe cele trei componente guvernamentale alianței, da. Da. Care au format guvernul, și a doua oară pe alianța USR Plus. Adică au primit 14 posturi de prefect și 23 de subprefecți, am înțeles, și au început negocierile pentru între USR și Plus. Și erau revenit 4 posturi sau 5 de prefecți Plusului și diferența a revenit USR-ului. Da, în zona Buzău a revenit Plusului. Deci o dublă negociere, domnul Vlase, dar eu mă gândeam totuși că așa ar fi fost corect. Tocmai pentru că
Bine, centru întotdeauna zici, domne, gata, a stabilit centru. Da, dar uite, noi aici am organizat în teritoriu, poate că suntem mai altfel. Plusul este cam adică rău în teritoriu și asta este toată treaba. A vrut să echilibreze puțin. Chiar îi atacați, nu? Dar n-am atacat, v-am spus cum e. O să fie o veselie acolo în alianță. Bine, nu că acum ar fi ceva... E slăbuț, asta este. Asta nu, eu vorbesc de alianță. Alianța o să producă în final, o să fie alegeri la sfârșitul lunii februarie sau martie, a, da. O să se numească probabil numai USR sau USR Plus și s-a încheiat cu toată treaba. Da. Bun. E bine că ne-am lămurit așa și aveți vreo frustrare că nu, nu. N-ați picat în... Nu, nici vorba. Crengătura asta? Nu. Dar v-ați pregătit un pic așa? Fără discuție, dacă oamenii au spus că aș putea să fac acest lucru, vreau să fac ceva pentru acest județ, cunosc foarte bine legile statului român, le aplic cu mare precizie și echilibru, nu spun că voi tăia în stânga și în dreapta cum fac băieții ăștia mai tineri, că mergem acolo și facem investiții și facem de astea. Astea sunt lucruri care țin de neștiință, dar aș fi fost, după părerea mea, un prefect care aplica legea corect la nivelul județului Buzău și regulamentele și ordonanțele guvernului și respectul pe care trebuie să-l aibă un prefect pentru aplicarea Constituției și garanția aplicării legilor pentru comunitatea în care este. Cam așa este definită atribuția principală a unui prefect. Trebuie să fie garantul aplicării legilor în teritoriu. Ordonanța deja celebră a venit și cu o noutate. Cu o altă noutate. Dar una importantă de data asta. Funcția de secretar general. Da. Al prefecturii. Da. Bun, da, aici e interesant faptul că va avea un rol extrem de important. Sigur. E o miză mare și acolo. Este, deși este. Tot prefectul trebuie să aleagă în final cum e treaba. Că e secretarul general al Consiliului Județean. Secretarul general al Consiliului Județean, nu e același lucru. Un alt funcționar public, domnul Vlase. Secretarul general va fi un alt funcționar public. Da. Adică apolitic. Da, e. Nu? Da. E un fel de jurist cu o importanță mai mare, mai sunt da, și alți juriști acolo. Va fi apolitic, nu? Da. Nu e așa? Da. Bun. Haideți să dăm materialul cu o parte din declarațiile făcute ieri la conferința de presă de președintele Plus Buzău. Spuneam partid care, Plus Buzău, partid care va avea această onoare de a nominaliza prefectul. Mihai Răzvan Ungureanu este vorba și până la urmă este favorit pentru preluarea acestei funcții, în ciuda faptului că, într-adevăr, oficial înțelegem că va fi așa o chestie cu candidaturi mai multe, depuse. După aia vor trece aceste candidaturi și votul, în urma candidaturilor, toate astea vor trece prin filtrul celor de la nivel național. Dar suntem convinși că liderul Mihai Răzvan Moraru este cel care, dacă rămâne așa cu plusul să aibă prefect, va fi șeful de la Casa Albă. Să urmărim materialul. La nivel central s-a stabilit ca noul prefect de Buzău să fie din ograda Plus, în timp ce subprefecții vor fi demnitari publici promovați de PNL. În acest context, liderul Plus Buzău a venit azi cu mai multe precizări. Urmează să se întâlnească cu partenerii liberali pentru a stabili principiile de nominalizare și formare a viitoarei echipe de la Casa Albă. Așa cum știți, echipa la prefectura Buzău va fi compusă dintr-un prefect pe care va nominaliza Plus și doi subprefecți care vor fi nominalizați de către PNL. Urmează ca în zilele următoare să avem o întâlnire cu colegii la PNL pentru a gândi și a valida împreună echipa comună care peste aproximativ 30 de zile va prelua mandatul la prefectura Buzău. Ca obiective generale, Mihai Răzvan Moraru, favorit pentru ocuparea funcției de prefect, a declarat că relația transparentă cu cetățenii va fi una dintre politicile de la Casa Albă. Dacă voi primi eu mandatul, da, din partea colegilor și din partea BN-ului, a schimba mai întâi relaționarea cu cetățenii. Cred că în prima lună astea ar fi două obiective apropo de schimbarea politicii în prefectură. Transparență, transparența banilor, transparența obiectivelor, transparența proiectelor și, doi la mână, comunicarea. Pentru desemnarea unui prefect, Plus a inițiat o selecție internă care va intra și prin filtrul forului național. Noi am început intern un proces prin care
Persoanele care își doresc să aplice în această funcție o pot face până la finalul zilei de mâine. Mai departe, Comisie Internă Plus va face o selecție a acestor candidaturi, urmând ca votul final să aibă Biroul Național în cursul săptămânii viitoare. Dacă vreți să mă întrebați cine va fi prefectul, vom anunța săptămâna viitoare. Am văzut că deja o parte dintre dumneavoastră m-ați nominalizat pe mine ca viitor prefect. Mă îndepun candidatura, asta pot să spun, dar asta nu înseamnă că voi fi următorul prefect. Da? Sunt două voturi care se vor face, unul al Biroului Național, unul al Comisiei de Evaluare. Însă, indiferent cine va merge la prefectul, va merge cu acest proiect, cu mandat și cu obiective clare. Indiferent cine va fi, dacă nu va reuși să facă obiectivele, va trebui să meargă acasă. Mihai Răzvan Moraru pornește cu cele mai mari șanse de a fi viitorul prefect de Buzău. Prioritatea zero va fi gestionarea crizei din sănătate în contextul pandemiei. Mandatul va începe cu un audit. Primul pas în preluarea mandatului de prefectură va fi un audit al activității care a fost în 2020. De ce? Pentru că am constatat de foarte multe ori, de când a început pandemia, de când s-a instaurat starea de urgență, am constatat de foarte multe ori că Buzăul a fost cumva în urmă și suntem în urmă și acum. Dacă ar fi să comparăm situația vaccinării din Buzău față de alte județe, putem constata că suntem în urmă. Și auditul ar trebui să ne spună un lucru foarte important. Care a fost mecanismul de management al situației epidemiologice? Care au fost persoanele și care au fost instituțiile, care au fost măsurile care s-au luat în așa fel încât să poți veni, pentru că pandemia nu se va încheia într-o lună, două, pandemia aceasta, din păcate, va rămâne în viața noastră cel puțin încă un an și va trebui să știm cum corectăm pe viitor. Noua echipă de conducere de la prefectură ar urma să își intre în atribuții în aproape o lună. Da. Bun. Vă rog, domnul Vlase. Haideți să stabilim lucrurile clar. Că, domnul Moraru, parcă așa am înțeles că îl cheamă, eu nu l-am cunoscut pe acest om. Probabil că el mă cunoaște pe mine. Prefectura așa nu are buget de investiții. Deci, la prefectură, prefectul este ordonatorul de credit terțiar. Terțiar, domnul Mihai, bună ziua, înseamnă că sunt trei categorii. Principal, da. Secundar și terțiar. Adică e de mâna a treia, cum ar veni. Respectiv, cel principal, ordonatorul, sunt primarii marilor orașe. Secundari sunt cei care primesc în puternicile de la primar pentru anumite plăți care le fac. Și terțiar înseamnă că primești bugetul și doar atât. Bun. Deci stabilim foarte clar că dacă se uita în legea 340/2004, vedea foarte bine care sunt atribuțiunile prefectului și ce reprezintă prefectul în județ. Multe lucruri le semnează în calitate de prefect, dar nu pentru legalitatea lor, ci doar ca să le vadă că sunt acolo. Adică, respectiv, consultare. Da? Da. Faptul că dumnealui vorbește așa de un prefect stăpân al inelilor arată un lucru clar. Tinerii care vin astăzi vin în forță și cred ei că dărâmă norii și că gata, din momentul ăla rezolvăm problemele. Nu. În anumite instituții problemele sunt foarte clare. Instituția prefectului la Buzău are niște profesioniști foarte buni, da? Da. Toți sunt funcționari publici și nu poți să faci ce vrei tu cu ei decât pe lege, pentru că altfel vei fi acuzat de abuz. Mai mult decât atât, de lobby-ul care vorbea de niște lobby, face lobby, nu știu pe unde, prin conferință de presă, că l-am auzit ieri, aia înseamnă, la atenționesc, înseamnă trafic de influență. Nu există lobby la noi. Deci, trebuie să citească foarte bine legea 340/2004 și spune atât de clar acolo ce face prefectul, care, ce înseamnă instituția prefectului și așa mai departe. Sunt foarte tăios, domnul Glase. De ce, domnul? Ar spune, domnul Moraru, cred că ar spune, pe care îl invităm dacă ar dori să reacționeze, ar spune că sunteți invidios. Doamne ferește! Pe domnia sa. Nici vorba. Dar oricum, ieri era foarte hotărât, deja părea că este deja cel care va fi prefect, oficial vorbind. Uneori chiar s-a pronunțat de genul eu
am eu așa, că ceea ce nu este nimic, cum să zic, la locul. Eu întotdeauna, cred că știți, domnul Vlase, am dat un cec în alb, indiferent de pentru o nouă funcție. Este evident să faceți o analiză dumneavoastră ca de obicei, da? În legătură cu un anumit eveniment. Acum sunteți implicat și mai mult în evenimentul acesta. Oricum, lucrurile sunt destul de evidente, în sensul că Alianța USR Plus la Buzău, scârție, dar scârție grav și nu de ieri de azi, ci de la bun început s-a întâmplat acest lucru. Nu cunosc prea multe amănunte din interior. Nu, n-ați avut timp să le aflați? Vai, nu comentez pentru vai de mine, sunt depus într-o carte. Da. Cât este? A, e perfect. Este ora la care luăm o pauză de publicitate, domnul Vlase, după care revenim și vom discuta și despre mai multe lucruri din jocuri, din jocurile de culise pentru negocierile legate de Casa Albă. Și o să vă mai întreb eu multe lucruri pe noastră, domnul Vlase, că bănuiesc că nu vă opriți aici, gata. Dacă iar ați intrat într-un dans, trebuie să, nu? Sau cum e, dacă ați intrat în horă, trebuie să dansați. Am fost doar propus atât. Am înțeles. Sunteți modest. Bun. Revenind după pauza de publicitate.